Bună ziua, sunt Anișoara Login și vă invit să urmăriți știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. A început campania de imunizare împotriva gripei, printre primii vor fi vaccinați lucrătorii medicali, copiii și bolnavii cronici. Igor Dodon s-a întâlnit din nou cu Putin, el i-a mulțumit în continuu liderului de la Kremlin și a promis că nu va semna nicio lege antirusească. Președintele Cataloniei propune suspendarea efectelor referendumului de independență pentru câteva săptămâni. Cu un nou judecător, procesul lui Dorin Chertoacă a fost reluat. Astăzi, magistratul urmează să decide dacă primarul suspendat rămâne în arest la domiciliu. Colega noastră, Patricia Podolan, însă află la judecătoria Chișinău cu sediul la Buican și ne oferă detalii. Patricia, bună ziua! Bună ziua, Anișoara, bună ziua, doamnelor și domnilor. În aceste momente, magistratul de la Buicani se află în deliberare după o ședință de judecată ce a durat 2 ore. Astăzi, procurorul de stat a solicitat prelungirea mandatului de arestare la domiciliu cu încă 30 de zile pe numele lui Dorin Chirtoacă. Avocații însă vorbesc de un abuz repetat și cer ca Dorin Chirtoacă să fie eliberat, invocând referendumul din data de 19 noiembrie, atunci când orășenii vor decide revocarea din funcție a primarului general al capitalei. Totodată trebuie să știți că astăzi procurorul spune că nu poate fi vorba de o eliberare pentru că plebiscitul nu are nicio legătură cu dosarul în care este vizat Dorin Chirtoacă și dacă va fi eliberat, acesta ar putea influența martorii din proces. Dorin Chirtoacă a fost reținut la data de 25 mai în dosarul parcărilor cu plată, fiind acuzat de trafic de influență și corupere pasivă. Între timp i s-a înaintat o altă învinuire, fiind în calitate de bănuit într-o altă cauză penală ce ține de prejudicierea bugetului local cu peste 66 de milioane de lei prin acordarea banilor în loc de apartamente mai multor persoane și asta fără acordul Consiliului Municipal. Dorin Chirtoacă se declară nevinovat și spune că are de gând să se adreseze la CEDO. Mai multe detalii vedeți în jurnalul următor. La revedere! Patricia, îți mulțumesc. Aflat față în față cu Vladimir Putin, Igor Dodon s-a ținut numai de mulțumiri la întâlnirea de aseară de la Sochi. Dodon i-a mulțumit omologului său rus pentru exportul produselor moldovenești pe piața rusă, dar și pentru misiunea de pacificator din stânga Nistrului. Благодаря нашим договоренностям, я хочу еще раз сказать большое спасибо за решение проблем мигрантов. Несколько десятков тысяч получили возможность решить свои проблемы и легализоваться, либо опять приехать в Российскую Федерацию. La cea de-a șasea întâlnire pe care a avut-o cu Vladimir Putin de când este președinte, Igor Dodon a făcut mai că un raport despre relațiile bilaterale, folosind destul de des cuvântul mulțumesc. У нас существенно вырос экспорт молдавских товаров на российский рынок по винограду столовому в 19 раз. Dodon i-a mulțumit lui Putin și atunci când a vorbit despre rolul Rusiei în procesul de soluționare a conflictului transnistrean. Я хочу от имени молдавского народа сказать большое спасибо, потому что роль этой миротворческой операции поддержания мира очень-очень высока. La rândul său, Vladimir Putin a spus că apreciază eforturile lui Dodon de a normaliza relațiile cu Rusia, subliniind că și Moscova se implică. Мы очень рассчитываем на то, что люди это увидят, оценят. După întâlnire, Igor Dodon a postat pe Facebook un mesaj lung în limba română și rusă, unde a scris despre subiectele discutate. Președintele susține că i-a promis lui Putin că nu va semna nicio lege antirusească, chiar dacă Parlamentul o va vota repetat. Igor Dodon se află la Sochi, unde participă la ședința Consiliului Șefilor de State al CSI și a Consiliului Economic Suprem Eurasiatic. Emoții, lacrimi și fericire la aeroport, adolescenta din Budești a revenit din Turcia după ce a învins leucemia. Adriana Proca a fost întâlnită de familie și prieteni. Cum a fost, vă spunem imediat. Primar cu un salariu de 4.000 de lei și Bentley de 2,5 milioane de lei, condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul furtului miliardului, Ilanșor a avut anul trecut un salariu de 3.800 de lei și a împrumutat peste 41 de milioane de lei pe care se angajează să returneze cel târziu până în anul 2021. Despre asta a scris portalul anticorupție.md, care a publicat și declarația de avere a lui Șor.
Din declarația de avere depusă de primarul de Orhei pentru anul trecut, se arată că omul de afaceri a avut un salariu anual de 45.436 de lei în calitate de primar, în timp ce soția sa, Jasmina, a încasat venituri de aproape 890.000 de ruble rusești, adică în jur de 270.000 de lei. De asemenea, Șor spune că deține două apartamente de 158 de metri pătrați și respectiv de 239 de metri pătrați, dar și o casă cumpărată în 2014 cu o suprafață de 200 de metri pătrați, cu un garaj de aproape 50 de metri pătrați. Șor a indicat că ar deține trei automobile, o Toyota Runner din 1997, un Gaz din 1998, dar și un Bentley Continental fabricat în anul 2010, în valoare de peste 2 milioane și jumătate de lei. Primarul de Orhei a mai trecut în declarația de avere și o cotă parte de 0,8% dintr-o firmă. Potrivit documentului, acesta are trei împrumuturi pe care trebuie să le achite până în 2020 și 2021, două dintre ele în valoare totale de 29 de milioane de lei și de aproape 350.000 de euro. Șor mai deține 5 clădiri și construcții în valoare de peste 2.400.000 de lei. Șor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare de prima instanță, fiind învinuit că ar fi obținut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spălat apoi prin firme offshore. Primarul de Orhei se află sub control judiciar până la o decizie a Curții de Apel. A început campania de vaccinare împotriva gripei, iar pacienții au făcut deja cozi la ușile medicilor. Prioritar vor fi imunizați copiii, medicii, bătrânii, dar și persoanele care suferă de boli cronice. Din cele 200.000 de doze de vaccin, 1.400 au ajuns la Centrul Consultativ Diagnostic din sectorul Râșcani. Acolo vaccinarea a început de dimineață. Moș Nicolae a fost printre primii doritori. Sunt dator, fac. Sunt la o vârstă înaintate. Oamenii care au făcut coadă la cabinetul medicului de familie spun că se vaccinează în fiecare an și niciodată nu au avut gripă. O să vaccinez și deja și copii și soțul. Eu duc transporte. И вообще за пределы хочу поехать. Густонаселенный пункт. Решила не рисковать. Primii au fost vaccinați lucrătorii medicali care se află în categoria de risc. Noi avem contact zilnic cu pacienții și ca să nu luăm virusul, ne vaccinăm. Efect, мы не болеем. За 10 лет ни разу на больничном листе не были. Vaccinurile antigripale sunt contraindicate femeilor gravide și copiilor sub 6 luni. Organismul capătă imunitate după 2 săptămâni de la vaccinare. Specialiștii menționează că vaccinul protejează doar de virusurile sezoniere A și B, nu și de alte infecții respiratorii acute. Până acum, în municipiul Chișinău nu a fost înregistrat niciun caz de gripă. Nu sunt contraindicații sau indicații ca și alte, de exemplu, contra tuberculoză sau reacția Mantou, nu se spală, nu se atinge, deci nu sunt de genul ăsta. Ai pus-o și gata, ai uitat. Este al treilea an consecutiv când Moldova primește loturi gratuite de vaccinuri antigripale. Anul trecut acestea au ajuns cu întârziere, preparatul fiind distribuit prin instituțiile medicale abia pe 15 decembrie. Inaugurări de dragul presei s-a întâmplat ieri la spitalul numărul 1 din capitală, unde a fost redeschisă secția de terapie recent reparată. Ceașafurile călcate și de un alb imaculat au dispărut de pe paturi după plecarea autorităților și jurnaliștilor, iar camerele de baie amenajate în saloane au fost încuiate. Ce înseamnă de sus? M-am dus o să rugă spune și eu să citesc ceașafurile. Și eu întreb, de ce scoate ceașafurile sub pacienți? Asta și pentru televiziune a fost. Șefa secției de terapie s-a arătat indignată că după plecarea oficialilor și a jurnaliștilor, ceașafurile noi de pe paturi au fost scoase și înlocuite cu unele vechi. Inițial, directorul spitalului a negat că ceașafurile ar fi fost schimbate și ne-a permis să vizităm saloanele. În unele saloane am văzut că ceașafurile noi au dispărut de pe paturi și unii dintre pacienți inițial au negat că ceașafurile au fost schimbate, însă ulterior s-au încurcat în afirmații. Eu am spus, de ce scoateți ceașafurile? Și eu l-am greșit. La noi așa au rămas cu ceașafurile curate. Eu când am venit erau multe ceașafurile și i-a scoțiat. În afara camerei de luat vederi, directorul spitalului a admis că ceașafurile au fost schimbate, precizând că cele noi au fost așternute mai mult pentru oaspeți. Tot pentru presă și oficial se pare că au fost deschise și camerele de baie din saloane. Ulterior, acestea au fost încuiate. Adică nu utilizează baie.
Cum nu trezează baia? Dar ce-i încuiată? Nu știu ce-i încuiată. Secția de terapie a fost inaugurată cu mult fast, la eveniment fiind prezent primarul interimar, dar și șeful Direcției Sănătate. Pentru lucrările de reparație și modernizare din bugetul primăriei s-au cheltuit peste 2 milioane de lei. Poate cineva din consiliere a merit undeva în spital, dar poate și aceasta a influențat într-o măsură sau altă sau cineva de rude și au văzut care sunt condițiile și atunci s-a mers pe această cale. Două saloane au fost echipate cu utilaj modern. Prin apăsarea unui buton instalat chiar lângă pat, pacienții pot chema asistenta medicală. Когда капельница заканчивается, приходится кричать или посылать за медсестрой, чтобы вытащила иголку. А сейчас просто кнопочку нажала, она тут же приходит. Моя ушорка есть алетур. Ниш персоналу нуж бати капа удут и вина нишной. А вен мол пуним. Веспункой супер. А касы ж унорш ла о касы ну и яша. Aceasta este a treia secție renovată la Spitalul Clinic Municipal numărul 1, iar în curând urmează să fie redeschise încă două. La aproape două săptămâni de la referendumul din Catalonia, președintele regiunii a semnat declarația de independență, dar imediat a și suspendat-o. Liderul de la Barcelona a spus că a făcut acest lucru pentru a începe în următoarele săptămâni un dialog cu Madridul. Reprezentanții guvernului spaniol au respins declarația de independență, iar premierul a convocat pentru astăzi o ședință de urgență. Mii de oameni s-au adunat aseară în fața Parlamentului Regional din Catalonia pentru a asculta discursul președintelui. Forțele de ordine au luat măsuri sporite de securitate, însă totul a trecut fără incidente. Referendumul privind independența Cataloniei a avut loc pe 1 octombrie. Peste 90% din cei care au votat au ales separarea regiunii de Spania. Cum ar fi să puteți deschide ușa de la casă de la distanță folosind o aplicație pe telefon, iar cheia să o înlocuiți cu o propria amprentă? Este una dintre tehnologiile prezentate la o expoziție de design interior deschisă astăzi la Moldexpo. Colega noastră, Suada Cargui, a fost acolo și știe mai multe detalii. Suada, bună ziua! Bună ziua, Nișoara! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Stilurile minimalist or loft sunt deja din domeniul trecutului, spun designerii autohtoni. La expoziția de la Moldexpo, specialiștii au prezentat stilul fusion, adică un amestec dintre stiluri, culori și forme. Peste 30 de companii autohtone participă la eveniment, iar la standuri acestea au prezentat nu doar mobilier, dar și idei de design interior și decor. Unul dintre sfaturile specialiștilor, de exemplu, este să nu ne limităm în dormitoare doar la culori pastelate, dar și să optăm pentru nuanțe îndrăznețe și aprinse. Totodată trebuie să nu ne fie frică să combinăm diferite stiluri de mobilă, de exemplu piese din anii 80, cu cele ce aparțin stilului modern. Să știți că fiecare vizitator poate beneficia de o consultație gratuită din partea unui profesionist, dacă are întrebări despre design interior sau proiecte de arhitectură. Expoziția a început astăzi dimineața și se va încheia sâmbătă pe 14 octombrie. Mai multe noutăți despre eveniment vedeți în jurnalul orei 17. Anișoara! Suada, îți mulțumesc! Revenire plină de emoție și fericire, adolescenta din Budești care a învins leucemia a ajuns acasă după un tratament lung și complicat la o clinică din Turcia. Adriana Proca a fost așteptată de familie, prieteni și oameni care au susținut-o. Foarte bine. Cele mai pozitive emoții. Mulțumesc tuturor care ne-au fost alături. Primii s-au grăbit să o cuprindă nerăbdători cei mici, fratele și sora. Așa de tare o iubești? Dar tu cât de tare o iubești? Apoi mama și sora mai mare. Bucurie enormă. Când vezi copil sănătos, atâi... Vinerea a fost ziua în care Adriana a fost anunțată de medici că este tratată. A spus că poți să pleci acasă chiar și azi. Nu știu, nu pot să descriu emoțiile care le am. Am sunat pe mătușa și atunci mi-a spus că mă internează. Eu m-am speriat, dar apoi mi-a spus că mă internează ca să scoată cateterul. Și atunci am răsuflat foarte ușurată. Revenirea Adrianei a fost atât de emoționantă, încât avea impresia că toți cei care se aflau în acel moment în aeroport aveau lacrimi în ochi. La fel colegii care au așteptat-o cu flori și baloane. Simțea un gol, chiar și banca ei era liberă și mereu ne îndreptam privirea acolo și simțeam că nu este. Suntem foarte fericiți că au venit și
când în sfârșit s-a însănătoșit. Totdeauna a fost prietena cea mai bună. Întreaga familie a trăit un an plin de suferință. Din momentul în care a aflat toamna trecută că Adriana este bolnavă, n-a mai avut parte de liniște. Tot încredere la Dumnezeu și la oameni care ne-au ajutat. La 15 ani a fost internată la clinica din Istanbul și a început un tratament chinuitor. Multe au fost momentele în care credea că cedează. I-a fost greu și atunci când a renunțat de nevoie la părul lung și bogat, dar nu s-a lăsat învinsă. Toți m-au încurajat care au fost alături de mine. Ce ai de gând mai departe? Nu știu, să trăiesc viața. Părinții, oamenii cu venituri mici, ambii lucrători la fabrici, s-au pomenit că au nevoie de o sumă colosală ca să-și salveze copilul. În jur de 80.000 de euro a costat tratamentul Adrianei, iar pentru ea s-a mobilizat foarte multă lume. Banii au fost colectați de site-ul caritate.md și Fundația din România Salvează o Inimă. Banii s-au colectat foarte repede și au sărit în ajutor, au fost foarte colegii, tot satul. Adriana va mai avea nevoie de o perioadă de recuperare, după care va reveni la școală. Ea a plecat la spital fiind în clasa 9, așa că cel mai probabil deja la vară va absolvi și ea gimnaziul. Ultimul tablou semnat de artistul italian Leonardo da Vinci, aflat într-o colecție privată, va fi scos la licitație. By the 20th century thought to be a copy and it was sold inexpensively in the 1950s to an American collector. Licitația organizată de Casa Christie's va avea loc la New York pe 15 noiembrie. Imediat la știri vedeți care este prețul de pornire al tabloului. Când premierul de indicații, primarul interimar execută. Gheretele din parcurile din centrul capitalei vor dispărea. Nistor Grozavu a semnat o dispoziție în acest sens după ce premierul Pavel Filip s-a arătat nemulțumit de starea parcurilor din capitală. Într-o săptămână, agenții economici trebuie să evacueze tarabele. Altfel o vor face autoritățile. Potrivit noului regulament, este interzisă amenajarea gheretelor în grădina publică, scoarul catedralei, dar și în apropiere. Astfel, până la sfârșitul săptămânii, proprietarii trebuie să evacueze toate tarabele. Ei însă au refuzat să vorbească. Nu pot, dar revedere, zi frumos. Oamenii spun că odată cu noua dispoziție nu vor mai avea de unde să cumpere o sticlă cu apă. Alții însă cred că astfel parcurile vor fi mai curate. Poate, mă rog, nu arată chiar așa tare de frumos. Ai una și două și atât. Ne-am deprins cu ele. Dar ce încurcă? Încurc ceva? Mai cumpărăm ceva în vin. Estetic, e tot normal, e frumos, e curat. Dar nu, n-aș zice. Nu sunt multe. De unde să luăm apă, de unde să luăm biscuit? E comod, e bine. Potrivit lui Nistor Grozavu, în grădina publică sunt 64 de gherete. La sfârșitul lunii septembrie, la ședința guvernului, premierul Pavel Filip a cerut ca gheretele din parc să dispară. O reformă a legii muncii propusă de președintele francez Emmanuel Macron a scos sute de mii de oameni în stradă. La Paris a fost cea mai mare mobilizare, iar manifestațiile au devenit violente. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a calma un grup de protestatari agresivi. Tinerii care purtau cagule pe față au atacat sediul unei bănci și au devastat mai multe magazine. Din cauza grevei, transportul public a fost perturbat. Multe școli au rămas închise, iar numeroase zboruri au fost anulate. Proiectul legii criticat de sindicate ar putea oferi angajatorilor mai multă libertate în angajare și concediere și ar facilita companiile să reducă din plățile pentru orele suplimentare. Pe de altă parte, Macron a declarat că noua lege va stimula economia. De câteva luni, o femeie de 57 de ani doarme sub cerul liber și trăiește din mila trecătorilor. Ea spune că anterior a locuit la parterul unei școli părăsite, însă a fost dată afară când a început renovarea clădirii. Femeia spune că este originară din Kamenka. Mai mulți ani a muncit ca femeie de serviciu la această școală de pe strada Constantin Stamati din sectorul Râșcani. Pentru că nu avea unde locui, administrația i-ar fi permis să doarmă la parter. 4 ani în urmă, instituția a fost închisă. Femeia însă a continuat să locuiască acolo. Ea spune că a rămas pe drumuri în luna mai după ce un bărbat a dat-o afară. Он сказал, что типа он хозяин и взял в аренду на 50 лет. Он говорит: "Слышишь, выйди, выйди". Я говорю: "Я мою голову". Я вызвал полицию. Тогда полиция приехала, он... Așa că femeia și-a scos mobila, caloriferul și toate hainele în stradă și a improvizat un cort la poarta școlii și acum doarme afară. Locatarii blocurilor din apropierea școlii spun că femeii s-ar fi propus un loc de trai în altă parte, însă ea nu ar fi acceptat. Locuit în școală, care mai fac reparații. Și pe dânsul au scos-o de acolo și ea că i-a scos toate bulindrele afară și este tatăvar.
старого стат acolo. Că a fost și propiscă, a avut acolo făcută școală, dar cum i-a făcut propiscă în școală, tot nu știu. Femeia a scris o plângere la procuratură. Deci există un parteneriat public legal finalizat cu semnarea unui acord de reconstrucție a școlii 85. Spațiul educațional nu poate fi folosit ca și spațiu de trai. Primăria nu deține la moment locuințe sociale care ar putea să fie puse la dispoziție. У меня оригинал документы есть. Здесь дверь была, кухня, две комнаты, ванная, туалет. Femeia are 57 de ani și spune că nu a fost căsătorită și nu are copii. O pictură a lui Leonardo da Vinci va fi scoasă în curând la licitație. Lucrarea care îl înfățișează pe Isus are un preț de pornire de 100 de milioane de dolari. Tabloul, dintr-o colecție privată, este ultimul semnat de artistul italian. It's special because it is by Leonardo da Vinci. He's, you know, arguably the greatest artist who ever lived. Salvador Mundi, lucrarea care îl reprezintă pe Isus, este una dintre cele mai cunoscute picturi ale lui da Vinci. Pe 15 noiembrie, pictura va fi scoasă la licitație, iar prețul de pornire va fi de 100 de milioane de dolari. Mult timp, tabloul a fost considerat o copie. By the 20th century, thought to be a copy, and it was sold inexpensively in the 1950s to an American collector. Înainte de a fi scoasă la licitație, lucrarea va fi dusă la Hong Kong și Londra, unde va fi expusă pentru public. Apoi va fi dusă la New York pentru a fi vândută. 20 de tablouri semnate de Leonardo da Vinci, apreciate încă în timpul vieții sale, se află în prezent în proprietatea unor muzee și instituții. A patra înfrângere consecutivă, Naționala Moldovei de tineret a cedat în deplasare în fața selecționatei Belarusului în cadrul preliminariilor campionatului european. Tricolorii au deschis scorul. Moldova a condus în meciul cu Belarus după ce gazdele au înscris în propria poartă. Belarus a întors scorul în partea secundă. Fotbaliștii de la Minsk au înscris de 3 ori mai puțin de 20 de minute și au repurtat cea de-a doua victorie în această campanie preliminară. Naționala Moldovei de tineret are o singură victorie după 5 meciuri disputate. În următoarea partidă, tricolorii vor întâlni acasă Cehia. Selecționata Moldovei ar putea să se califice mai ușor la campionatul european. Echipa noastră și-a aflat posibilii adversari din Liga Națiunilor, un nou turneu ce va fi lansat de UEFA peste un an. Lista echipelor a fost confirmată astăzi. Moldova va evolua în Liga D, iar în afară de Georgia ar putea întâlni formații precum Belarus, Armenia, Macedonia sau Azerbaijan. În total, 16 echipe din Liga D vor fi împărțite în 4 grupe. Câștigătoarele grupelor vor avea șansa să lupte în play-off pentru un loc la turneul final al campionatului european din 2020. Magia lui Messi o duce pe Argentina la campionatul mondial. Echipa s-a calificat în extremis la turneul final după victoria în meciul cu Ecuador, scor 3-1. Messi a reușit un hat-trick. Se junta con Messi, Javi Di Maria, se la toca al Fideo, Ángel Fidán, Fabián devuelve, Messi le empate, gol! Argentina a avut emoții în partida cu Ecuador, fiind condusă chiar din primul minut. A fost însă Messi cel care a salvat formația albiceleste. Decarul și capitanul argentinienilor a înscris 2 goluri până la pauză și încă unul în repriza secundă. Argentina a câștigat meciul și a încheiat turneul preliminar sud-american pe locul 3. În schimb, Chile nu merge la campionatul mondial. Asta după ce a pierdut în ultima etapă pe terenul Braziliei, scor 0-3. Paulinho a înscris un gol, iar Gabriel Jesus a reușit dubla. Ojo, porque ahí está Neymar, Neymar para acabar la sequía, Neymar, 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 generoso, 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 llamando Gabriel Jesus. S-a calificat la mondial și echipa din Uruguay a bătut Bolivia cu 4-2. Caceres și Cavani au marcat câte un gol, iar Luis Suarez a înscris de 2 ori. Qui va entrer, Luis Suarez. Luis Suarez qui va se présenter face au gardien. Din America de Sud, la campionatul mondial s-a mai calificat și Columbia, iar Peru va evolua la baraj împotriva Noii Zeelande. Portugalia s-a impus în meciul decisiv contra Elveției și s-a calificat direct la campionatul mondial din 2018. Tot ieri, Arjen Robben, internaționalul olandez, și-a anunțat retragerea de la națională după victoria cu Suedia.
Portugalia merge la campionatul mondial după victoria împotriva fostului lider al grupei, Elveția, scor 2-0. Oaspeții au înscris în propria poartă pe finalul primei reprize. În partea secundă, Andre Silva a punctat și a garantat calificarea echipei sale. La campionatul mondial merge și Franța după victoria cu 2-1 în fața reprezentativei Belarusului. Tot ieri, Olanda a învins cu 2-0 Suedia, însă va rata mondialul din Rusia. A fost ultimul meci pentru Arjen Robben la națională. Olandezul și-a luat adio de la selecționata țării sale cu o dublă. Babel again, he's picked out Robben! That is sensational! Oh boy, he's pumped up for that one all right! Doamnelor și domnilor, jurnalul la miezii se încheie aici. Ne revedem la știrile de la ora 17. Pe curând!